Bună dimineața, e 4 jumate și azi mă duc către Corfu, Grecia. Oh, vai ce liniște, e Parisul la 4 dimineața, mamă mia. Hai că-s la 5 minute de mers pe jos de stația aia de autobuz, mă duce la aeroport și la 8 dimineața în zbor. Oh, și ce îmi place să mănânc aici. Oaie, mi sunt înfundate urechile. După cum vedeți, am ajuns în Corfu, în Grecia. O să stau aici o zi. Am venit aici fiindcă am găsit bilet ieftin. Practic am venit cu ultimul zbor din Paris în Corfu pe anul ăsta. Și o să mă duc cu ultimul zbor din Corfu către București pe anul ăsta. Zboruri de-astea sezoniere de la Ryanair și nu. Fiind ultimul zbor o fă mai ieftin. Și mâine am zborul către București. Mă duc amul la cazare, la vreo 30 de minute de mers pe jos de aeroport. Aici, în Corfu, poți merge de la aeroport pe jos fără problemă. Nu, interesant, multe mașini abandonate aici. E abandonate, abandonate. Probabil poți plăti gratis, da, poți plăti gratis. Poți parca gratis. Asta nu e abandonată, asta nu știu. Asta e abandonată. Și asta e abandonată. Și următoarea e abandonată. Bă, sunt multe, mă. N-am mai văzut atâtea mașini abandonate lângă un aeroport până am. Chiar deloc. Și am venit aici fiindcă de mult vreau eu să vin în Grecia. Nu știu că știți sau nu știu dacă știți, mi-e place souvlaki-ul. E în top 5 mâncăruri preferate ale mele sau top 10, să zicem. Îmi place souvlaki-ul în special din cauza tzatziki-ului. Îmi place sosul ăla de tzatziki de nu. Și venind aici o să bag un picuț de souvlaki cu de la de porcușor. Uai. Nu știu de ce mi s-au închis urechile, zici că era să-mi explodeze cap. Am mai pățit o singură dată, am us vreo poate 10 ani când am fost cu un zbor. Nu știu din ce cauză. Zici că gata, am us pușcătăche timpanile și tăche venele din cap, nu știu din ce cauză. Cred că numai eu pățeam, că nu i-am văzut pe aia să se țină de cap sau să-și bage jeșchile în urechi sau nu le. Nu. Bun, hai să găsim un suflache de la, da. Sau nu știu, mă duc la cazare, aș băga de tăche. No, pe cazare am dat 60 de euro. Nu știu de ce sunt așa de scumpe cazările aici, că nu-i sezon. Și nici nu sunt turiști, asta nu înțeleg. Mi s-a părut ciudat, 60 au fost cea mai ieftină. Adică era undeva pe la 70-80 de euro cazările. Mi s-a părut dubios. De exemplu, un Rimini în Italia am găsit mult mai ieftin, 25 de euro pe noapte. Nu, pe aici, pe în centru, mai e o leacă de lume. Hai să vedem unde au suflat ăștia. Bă, nici amul nu aud bine cu urechea dreaptă. Așa, stațiunea asta mi-aduce aminte de Italia de Sud, zona Napoli. Nu-i tocmai cea mai curată, n-au cele mai bune trotuare, străzi. Dar arată ok. Bă, cred că aici mi-e cazare, stai să văd. Mă, Old Town se numește a meu, dar nu cred că este. Dar nu, clădirile nu au număr pe ele, deci n-am mai văzut așa ceva. Uite, asta are 12. Bun, deci hai să văd în ce direcție. Acolo e un număr 9. Nu, 5, 2. Hai să văd. Nu știu ce e pe aici. Asta e 18, de aici mai în față. Asta e 26. Asta e 24 și aceea trebuie să fie 25. De care e 25? Deci asta e 24 și asta e 26. Și unde e 25? Băi, așa ce frate, de unde e 25? Ca pe dreapta sunt numere mai mici. 28, asta e 19, deci am trecut de ea. Dar unde e, mă, că nu, bă? Unde corner green door, zice. Stai că îmi zice între Abacas și Marinas, două restaurante. Mai în față, deci între Abacas și Marinas sunt mai în față. Acum e 25 acolo. Deci aici îmi arată 28, 21. Băi, frate, a, se învârte așa strada sau n-am nicio idee. 23 aici,
No, nu prea o să nicio logică, dar mă rog. 25 ce mi-a uitat lui. Ai, frate. Bă, vedeți că sunt nu știu ce țânțare. Te mi se pun pe ochi. Bă, urechea asta dreaptă tot înfundată. Chi, cheia zice că e nu așa. Stai, care domeni, mai vin ca ce. Go to the top floor, adică ultima. Doamne, deci că ești în filme de alea western. Scările astea așa nelicuțe. Mai sus e, mă, oar că nu mai pot. Ultimul. Da, nu. Asta e, hai să intrăm. Asta arată ca o casă de la țară din Bihor. Oricum o noapte stau aici. Dar încolo, hai că mă schimb și mă duc să bag suflache. Bă, deci uite-te niște am văzut. Sper că e ceva glumă, că altfel e rău. Deci folosește coșul de gunoi. Nu arunca hârtie în toaletă. Bă, cum adică de să arunc hârtia igienică în coș? Asta vrea să-i umplu coșul? Ce sau ce să astea, mă? Păi să-și lărgească canalizarea dacă îi se înfundă. Să sape pe un pereț și să-i dea drumul. Păi îți dai seama, nu poți sta cu chestii de-astea în casă, mă, cu miros, cu... Vai, șamar, cheamă daci. Hui, no, bine, hai că merem către cel mai cunoscut restaurant de souvlaki de aici, din Corfu. Pane e souvlaki, zice, și hai că pornim. No, asta e pietonala principală. Facem stânga aici. Ne, plăgier de-astea. Ah, hai că zona asta arată mai făinuț. Nu știu de unde sunt turiști, eu asta nu înțeleg, adică, frate, nu poți mere la mare, știi? Aici ai puneva în colecuță. Bă, dar-i frig, mă, eu am venit în pantalon scurt. Cam friguț. Ah, asta-i, mă, pane, da. Hai să vă. Pork souvlaki, this menu, and one cola, and one tzatziki sauce. No, am comandat și un vin. Mama mia! No, nici ajuns cola. Pe cum vedeți, cola de asta grecesc mi se pare un pic mai acrișor decât a nostru, asemănător, dar mai acrișor. Păi nici amuna urc urechea dreaptă. No, deci asta o să fie primul souvlaki pe care îl mânc în Grecia. E prima oară când sunt în Grecia, așteptăm să vină. Ne, mi-a dus tzatziki-ul, cam așa arată. Hai că aștept și souvlaki-ul și vedem cum a fi. Fiți atenți că ajuns. Arată faimos. Dar cred că trebuia să-mi iau legume pe lângă. Știți că la noi se dă ceapă și roșii cu meniu aici, văd că nu, dar... Nu. În fine, amul nu mai îmi iau că mi-e foame, dar o să-mi iau poate mâine. Wow! Ça peut vous focus de. Sosul ăsta pe care ți-l dau ei nu îmi place. O combinație de maioneză cu ketchup. În schimb tzatziki, wow. Acrișor, mama mea. Carnea e numai bună. Un pic suculentă, nu uscată. Nu e super condimentată. Ne fiți atenți cum înmoi. Cartofa asta. Tzatziki, mama mia. Ziceți voi că nu arată bine, ha?
Oi, oi, oi. Hai că mă duc să plătesc. 1480, the Ziki pork and cola, right? Yeah, yeah. Okay, you're gonna keep your receipt. Fui, na, 15 euro a costat. Nu mi se pare mult, fiindcă le-am cumpărat pe fiecare în parte. Adică tzatziki-ul pe lângă ăla a fost 4,50 euro. După aia meniu 7,80 și Coca-Cola 2,50. E un pic scump, dar în centru Corfului, cum ar veni și na. Tzatziki-ul ăla e mult mai aromat decât cei la noi, adică are simț mai multe arome. E asemănător ca și gust, acrișor și din alea, dar simți mult mai multe arome. La fel, cărnița de porc, cred că am mâncat ceva asemănător și la noi, dar aici e mai fragil, așa, mai făcută cum trebuie. Și nu e super condimentată. Pune condimente pe ele, dar se simt foarte puțin, iar cartofii sunt făcuți de ei. No, cam atât a fost pe aici. O să mă duc poate mai de seară, nimă rodi sau ce să stea. Fresh juice. Fresh fruit salad. 2 euro. De fapt, hai să vă mai arăt Corfu. Hai să mergem la malul mării. Deci da, ce am mâncat clar peste medie, aș băga așa, în zona verde, odată pe săptămână, lejer. Păcat că nu mi-a dat ceapă și roșii. No, hai să mergem la malul mării. No. O chestie pe care am observat aici în Corfu, nu știu dacă e valabil în toată Grecia, e cât de vechi sunt mașinile și cum am zis, cât de abandonate. Asta iar e mașina abandonată. Aici puteți plăti fără să... Auzi, imediat ajungem în 5 minute. Deci aici puteți parca fără să plătiți. Acolo e un gang. Încă o chestie. Vedeți farurile? Bă, deci e super murdare. Nu cred că le-or lustrui niciodată, dar multe mașini au așa, mă. Faruri super murdare. Ok, asta are faruri, ok? Hai să venim. Asta are mașina de asta veche, dar numai. Nima forca, n-am mai văzut de mult. Vedeți și ăsta are faruri galbene. Oh, nici ăsta. Dar bă, pe mine nu mă treceam la ITP dacă nu le curățam. Nu, de atât chestia așa, mă. Bă, super, super ciudat. Asta mi-a sărit în ochi. Na, dar unde e marea, mă? Bă, nu știu care-i faza, ăștia de aici nu-și fac polish la mașini sau la faruri. Mi se par drumurile și mai proaste aici. Hai că încă ăsta, asfaltul ăsta e ok, poate, da. Când am venit în coace, erau niște gropi de alea, dar n-am mai văzut de mult, mă. Mă, dar unde e marea asta, mă? Nu, e teren de sport. Și cu trotuare de-astea de-ți aduce aminte de băile Felix sau băile Herculane, știți, stațiunile alea de... Bă, asta iar e abandonată. Faruri galbene. Bă, de nu mi-e să cred, mă, zici că... Nu știu, e oare de la... Mă gândesc că poate e de la apa mării, dar... Adică nu plouă cu apă sărată, știți? Nu înțeleg de la ce poate fi. Probabil de la climă, de la chestii din asta. Coșurile de gunoi la stradă. Știți că v-am zis în Franța că parizienii, adică în Paris, nu au coșurile de gunoi la stradă, tomberonele. Bă, oh, crezi că e coce de asta, mă. Zic, doamne, dar nu văd coce, nu, e șaretă de asta. Deci cred că e ceva cu sudul Europei, de-i face pe oameni să-și pună tomberonele la stradă. N-am idee care-i faza, ori n-au loc. Nu știu care e faza, s-au obișnuit așa. Ne, încă o mașină abandonată. Sunt curios să mă mai duc în Spania și în Portugalia să văd unde sunt aia tomberonele. Și după aia m-am dus peste tot. Dar asta e partea nașpa, că se face mizerie. Bate vântul, aruncă gunoaiele în toate părțile și ne, încă una abandonată. Bă, dar nu știu, mă, dar care e faza, frate, aici? Că vin oamenii, vin greci aici și își abandonează mașinile sau... Ne. No, ceea ce, de ce au pus banderola asta? Ce scripă? Nu pot intra, tu cheamă de aici. A, nu știu, scrie în limba aia lor, nu înțeleg nimica. No, cine-o fi asta? Pitagora. Deja, banică, scriu în limba lor și nu înțelegi. Vrei să vezi cine e asta și nu știi cine e, no. No, malul mării. Oh, bă, dar ce fain e acolo, nimă, templul de la grecesc.
Nu știu dacă îl vede, stați că scot camera aia la altă imediat. Bă, dar e fain aici, mă, e fain peisajul. Și deasupra e o cetate. Stați că vă arăt. No, vedeți templul ăla grecesc. Acolo studiau filozofia. Deasupra e un fel de cetate. Ne. Marea. Mă, îmi place peisajul ăsta, chiar e fainuț. Ui, nu mă, cam atât a fost pe ziua de astăzi. De fapt, nu e cam atâta, că mă duc mai de seară și poate mai bag un gyro sau un souvlaki la un alt restaurant. Ăsta la care am fost e cel mai cunoscut restaurant de aici, din Corfu, când vine vorba de souvlaki. Wow. Nici am un aut cu urechea asta, încă nu știu ce să fac, tot am căscat. Dar nu se desfundă, nu. Nu știu care-i faza, o să mă uit pe net să văd, poate găsesc niște remedii. Nu, ce să zic, Grecia nu mi se pare cea mai curată, cea mai bine pusă la punct țară, dar au mâncare bună, sau ce am mâncat până am bun. Îmi place peisajul și arată decent, ca să zic așa. Da, bine, hai că poate ne auzim mai de seară sau dacă nu mâine, înainte să mă duc la avion, o să mai bag ceva pe aici. Mamă, am ieșit iară seara să mănânc undeva. Hai să văd dacă îmi găsesc undeva de mâncare sau îmi iau la pachet niște souvlaki, vedem. No, am venit aici la Gia Souvlaki, zice. No, fiți atenți că a ajuns. Hai că-l bag să văd cum a fi. Mă, e destul de bun. Parcă nu cad încolo, dar faptul că mi-a pus salată de asta, ai, ai, ai. Salata e destul de oțechită. Ah, uitați vă la sosul ăsta. Da, bine, hai că continuă. Mă, ce bună e carnea asta, e așa suculentă. Wow. Cred că o dat-o cu lămâie, că e ușor așa acrișoara. Și pituța e tot așa, păcat că nu mi-a pus mai mulți cartofi. Aș fi băgat. Mm, sosul. Sosul e peste medie, n-ai ce comenta. Păcat că e prea puțin. Mm. No, gata, mă duc să plătesc și hai că vedem cât a fi. Păi, no, bine, m-am plătit 8 euro pe el. Dincolo mi s-a părut un picuț mai bun. Aici s-o cam întrecut cu lămâia aia și cu oțetul ăla, că erau tăchii acre de numai. Și hai că mă duc să-mi iau la pachet de undeva, fiindcă acasă am un Pepsi de ăsta grecesc și vreau să văd ce gust e. Și vreau să văd ce gust are. Da. Și hai că mă duc la următorul restaurant. Aici a fost Gia Souvlaki. Mă duc la Artemis, zice că e destul de bun și ăsta. Și Gia zice că e destul de bun, dar nu. Nani, aici e Artemis, zice. Hai că mă duc să-mi iau. No, Nica, am ajuns acasă. Uai. 6,50 € o costat pe stanghei sosul. I-am zis tzatziki. Deci aici zice tzatziki, că eu nu înțeleg pe ăștia. Deci, tot așa. Pepsiul ăsta grecesc, hai să vedem cum a fi. Cred că mă vedeți. Bă, în urechea asta încă tânui. Știți ce am citit pe net? Că ci că atunci când ești răcit, ți se înfundă urechile mai rău sau mai greu de la avion. Știți? Și mi-am dat seama că eu anul ăsta atât am zburat și niciodată n-am avut probleme și am un Paris cum am plimbat pe acolo și era frig. M-a lovit o răceală de aia că mi s-au crăpat și buzele că bătea vântul pe afară și m-a plimbat 5-6 ore. Stai să văd cum e asta. Și seara m-am trezit că mă doare și în gât. Măi, și de-aia ce că ți se înfundă urechile dacă ești răcit și merg cu avionul. Probabil când mi s-au mai înfundat mie am 10 ani eram tăi răcit, că știu că iarna am mers cu avionul. Și eu de obicei iarna stă timpul răcit. No, și asta zic. Când vă luați souvlaki, dă timpul să cereți tzatziki. Nu știu de ce v-ar da alt sos, adică cum să zic, ești grec, știi, nu știu, como e todos, se ne pa posibla, deci nu poți să dai alt sos. Grec, souvlaki, tzatziki, da? Nu souvlaki, maioneză, că n-are niciun sens. De-aia vin în Grecia ca să mânc souvlaki ca lumea. Bă, dar nu pot să... Nu. Nu, o fine, dă-l încolo. Oai. A, dar nu, cartofii nu sunt făcuți de ei. Crezi că or fi făcuți de ei. Până mă tăzi erau făcuți de restaurant. Bă, dar cât mi-au pus? 6,50 €. Bă, mi-au pus... Băi, frate, cum să mânc atâta? Abia dacă mânc o frigărie de asta, mi-au pus 3.000. Mama mia.
Dar era 5,50€ dacă mâncați în restaurant, mă, probabil mi-a mai pus un euro că mi l-a pus la pachet. Mama mia! Dar păi cred că am jumătate de kil de carne aici. Cred că și mai mult. Doamne, fie. Asta e mai ieftin decât un meniu cu suflachi de la noi din țară. Nu știu dacă vegheți, stați să vă fac așa, ne? Uitați-vă cât e doza și cât e frigăruia, da? Deci e gigantă aici. E gigantă, mă. Și trei de astea n-ai nicio șansă. Cred că și dacă aș fi flămân, le-aș putea mânca la modul serios. Doamne, sunt mari astea. Carnea exact cum trebuie. Carnea are gust de ureche de porc. După ce tăiați porcul, îl pârjoliți și apoi mâncați urechea. No, deci pe bune că așa are gust de pârjol de ăla. Uh-huh. Ați văzut că nu i-a pus legume. Deci aici, de obicei, vă dă suflaciul singur, fără legume. Da, pita e bună. În fine, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Asta a fost cel mai ieftin suflachiu. Primul mi s-a părut cel mai bun. Ne auzim posibil mâine, că avionul am pe la 6 seara și mă mai duc pe aici să mânc undeva și după aia mă duc la aeroport și probabil că o să bag tot un suflachiu. Ui, na, bună dimineața, îi imediat ora 11, trebuie să plec de aici de la cazare. No, mic am ieșit pe aici pe afară. Ui, caut un restaurant mai ok. Ni, am ajuns la malul mării. Uai, e și adânc acolo. Mă închez mă aproape acolo. Ni pe ieșor. Dar îți dai ce micuț. Nu știu de ce nu pun niște stâlpi aici pe margine, că vine unul cu mașina, up, direct în apă. Iar acolo e o cetate, s-o vizitați. Eu am un nou vizitesc cu rucsacul ăsta în spate și nu cred că au lift, da? Parcă văd că e faină. Aici se băteau turcii mult, cu greș, cu din astea. Parcă mi s-a desfundat o leacă urechea. Tot n-aud așa de bine, dar e un pic mai ok. No, am zis, hai că mă pun aici pe o bancă și caut niște restaurante să văd unde pot mânca. No, hai că mă duc la unul, cică Greek Cuisine restaurant. E destul de bun, un pic mai încolo. Dar Corfu e mic. Deci distanțele astea sunt de câteva minute între restaurante. No, asta e Elia. Elia. Tzatziki 3€, bun. No, cam asta e. Iau tzatziki, por suflaki, 8,50€. Niște cățăi ce vreau să joacă acolo. Cățăluși. No. Au ajuns suflachiu. Tăche celelalte. Hai că tzatzikiu, mă, nu suflachiu. Hai că așteptăm și suflachiu. Mamă mia, au ajuns. Ce ziceți? Hai să băgăm. Vede. Cât sunt țarți de aici. Mamma mia. Castraveți verzi, ceapă, salate roșii. Nu bine, hai că cer nota de plată. Deci 12,50, 13,50 euro. De ce vedeți aici? Bă, nu știu care e faza pe aici, dar e plin de oameni. No. No, mă, cam atât a fost pe aici, pe în Grecia, pe în Corfu. Mă duc către București. Bă, ce am mâncat aici a fost peste medie, nu zic. Cel mai mult mi-a plăcut la primul restaurant și la ăsta la ultimul. Astea mi s-au părut cele mai bune, mă, la primul special au fost chiar super ok. Și ne auzim de seară sau mâine în București. Ui, mama mia!
Noni, am ajuns în București, m-am cazat aici. În sfârșit am găsit cazare relativ ieftină față de Italia sau Franța. Cu mașină de spălat, mi-am spălat haine, tăche cele. Să vă arăt, e un pic dezordine că am ajuns aseară, dar... Acolo e pătulețul. Am dat vreo 35 de euro pe noapte, mai ieftin ca în Italia. Și stați să vă arăt o chestie, mamă mea. Deci, când stăteam pe veceu, de tot deschideam sertare, nu știu ce deschid pe primul, nimic. Ni. Al doilea, vai de viață, așa ceva, nu vezi nicăieri. Numai de asta e ieftină, deci maxim 50 de bani bucata. Vedeți, are găuri din alea așa. Și mi-am luat mâncare, burgerul meu de la Burger Factory, burgerul ăla păstă medie. Cartofiori și burgeraș. Mama, mama, mama mia. Acolo nu e. Și cartofi. Și în sfârșit Mountain Dew. Deci Mountain Dew nu am găsit în Franța, în Italia, în Grecia, nu știu, nu există sau numai la noi există, că n-am găsit nicăieri. Îmi place asta că e cu ciupercuțe, ăla la alt burgerul, îmi place să mănânc, e fără ciupercuțe. Mamă mea! Mai turnăm un picos de Mountain Dew din asta. Delicio! Hai că mai iei bucățica asta. Na, pe cam atât a fost pe clipul ăsta. Am băgat suflache, am băgat și un burger. Am ajuns în București. Nu știu unde o merg în țara următoare, o să văd. Deci am mâncat în clipul ăsta o luneca fără probleme și atunci ne auzim data viitoare.